Suntem gata? Bună ziua, dragi cetățeni! Bună ziua, mult stimată mass media care ați venit astăzi! Vă mulțumim din suflet că ați dat curs invitației noastre pentru a asista la conferința de presă organizată de Partidul Acasă Construim Europa. V-am invitat pentru ca să venim cu informații despre lupta pe care am început-o cu funcționarii corupți, pentru faptul că dorim să vă prezentăm probe despre comercializarea vaccinelor persoanelor terțe, despre abuzul organelor de drept și instrumentarea dosarelor politice la comandă, ceea ce se întâmplă în aceste zile în Republica Moldova. Invit primul vorbitor, Gheorghe Cafcaliuc, fondatorul Partidului Acasă Construim Europa, președintele PACE. Mulțumesc, domnule Margarita. Cu drag. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați jurnaliști. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre pentru a fi prezent la această conferință de presă. Vreau să declar că Republica Moldova astăzi este într-o situație foarte complicată. Nu doar pandemică, ceea ce se întâmplă la nivel mondial, dar într-o situație complicată la nivel de corupție, cumătrism, abuzuri și tot ce înseamnă nelegiuiri în instituțiile statului. Și acest caz care a avut loc și consecințele acestuia arată că sistemul este putred. Sistemul din raion, din capitală și din cele mai înalte instituții ale statului, procuratură și parlament. Vreau să declar cu toată responsabilitatea că dosarul penal pornit în privința lui Tudor Balan sau și a colegilor din cadrul Partidului Politic Pace este un dosar politic făcut la comandă politică, comițând abuz atât un conducător din cadrul procuraturii, cât și executorul care execută această cauză penală. Și o să vă prezint unele probe la acest aspect. Cauza penală care a fost pornită total ilegală, deoarece faptele pe care le-au comis colegii mei în semn de protest în privința unui funcționar corupt care s-a gândit doar la el în detrimentul medicilor, bătrânilor, profesorilor și a întreg poporului Republicii Moldova, este instrumentat la comandă. Tot ce putea fi incriminat în cel mai mare, spunem așa, situație în acest caz, putea fi o contravenție, dar nici de cum cauză penală. Dar când se implică politicienii care au interes, când sunt procurori și angajați justiției care sunt docili politicienilor și au interese meschine între ei, se întâmplă ceea ce este azi în Republica Moldova. Abuz, corupție și ilegalitate. Vă prezint primele probe, noi avem mai multe. Primele probe prin care cer procurorul general pornirea urmăririi penale în privința deputatului Parlamentului Republicii Moldova, Alina Spătaru, din cadrul Partidului Demnitate și Adevăr. Pentru că această persoană trebuie să fie cercetat în baza articolului 326, 327, 328 al Republicii Moldova, trafic de influență, abuz de serviciu și exces de serviciu. Și o să vă explic pentru ce. Primele probe le prezint aici, altele în timpul anchetei. Ieri, când cazul studiat se afla încă în instituția polițienească, care urma să examineze acest material, și cum am vorbit mai înainte, trebuie să fie o contravenție, că mai mult fapta nu întrunește, este o acțiune politică, Alina Spătaru scrie la ora 15:16, vă rog să vă uitați atent aici și să verificați pe pagina ei de Facebook. Următorul text. Persoanele care l-au atacat pe Tutunaru, pacifiștii Balan și Straciuc, atenție, vor fi reținute. A fost semnată ordonanța de urmărire penală. Le recomand să vină singur la procuror. Cu detalii vin mai târziu. Și pune udapte. Balan a fost reținut pentru 72 de ore. Atenție, postarea de Alina Spătare a fost făcută la 15:16. Aici avem ordonanța de reținere a lui Tudor Balan, care este președintele PACE al raionului Sângerei. Și eu consider că este deținut politic, și nu doar eu,
juriștii vor da calificativul. Procesul verbal de reținere pe care l-a întocmit procurorul Ludmila Zaharia, care sunt încrezător că a făcut acest lucru la comanda superiorilor săi, este întocmit la ora 15:42. Vor să răspundă toți juriștii din țara asta, organizațiile neguvernamentale, instituțiile internaționale, de unde un deputat în Parlamentul Republicii Moldova știa la ora 15:16 că este pornită o cauză penală și că Balan și Straciuc vor fi reținuți. Ca peste 30 de minute după ce anunță pe Facebook să fie întocmită ordonanța de reținere a colegului nostru Balan Tudor. Este clar că este o ilegalitate, este un dosar cusut cu ața albă la comandă politicienilor. Și ceea ce vă spun eu acum nu sunt doar declarații de pe Facebook și ordonanța procesuală pe care v-am prezentat-o. Vreau să declar că Alina Spătaru a studiat împreună cu procurorul Raionul Sângerei în liceul din Belț, Ale Coruson. Relațiile lor din tinerețe, dar și acum de familie, sunt păstrate și acest lucru a influențat la pornirea acestui cauze penale la comandă. Solicit procurorul general al Republicii Moldova să se autosizeze pe acest caz, să pornească o cauză penală, să meargă în Parlament, să ceară ridicarea imunității deputatului în Parlament Arina Spătaru, să fie reținută, perchiziționată și cercetată pentru exces de putere, abuz de putere și trafic de influență. Mai mult decât atât, rog să-i fie ridicat telefonul mobil pe care îl folosește, unde va găsi informații și probe concludente că această persoană a vorbit, a aranjat pornirea cauzei penale și întemnițarea colegilor noștri. Colegul nostru, Nelu Straciuc, nu este încă reținut de organele procuraturii, dar dacă clar văzătoarea Arina Spătaru a declarat asta pe Facebook și s-a întâmplat peste jumătate de oră cu colegul nostru Dorbalan, bănuim că procurorii vor merge și la acest abuz. Dar în același timp avem și niște informații clare că Arina Spătaru l-a comandat pe Nelu Straciuc să fie reținut și acesta. Motivul este următorul. Alina Spătaru este președinte al organizației teritoriale Belț, al partidului pe care îl reprezintă. Iar colegul nostru, Nelu Straciuc, este președintele organizației teritoriale Belț, care este foarte activ politic, social și care nu place, inclusiv lui Arina Spătaru. Mai mult decât atât, Arina Spătaru ieri, la ProTV și alte canale de televiziune, a declarat că tutunarul are arsuri de gradul 2 și așa mai departe. Și aici a luat-o gura pe dinainte. Expertiza medico-legală lui tutunaru nu a fost făcută încă. Mai mult decât atât, tutunaru împreună cu alte persoane de influență din raion au făcut presiuni pe medici ca să-i fie eliberat un act de la medicul legist cu asemenea simptome sau diagnoză. Porcările pe care le-a făcut tutunarul raion, concediind medicul șef, mărgând într-o Škoda luxoasă de 10.000 de euro, dar salvarea care duc oamenii cad ușile și ruginește, porcărie prin care dumnealui a intrat în spital, a dat afară un pacient din palată și s-a pus el, că vezi, Doamne, este om important și aici, a determinat medicii să nu meargă la această ilegalitate. De aceea, Arina Spătaru, având înțelegere cu procuratura care a pornit această cauză la comandă, este și responsabilă să prezintă acel certificat de gravitate a arsurilor pe care le-ar avea tutunarul. Și văzând că nu merge treaba asta în Sângerei, avem informații că s-a înțeles cu medici din Belz, care i-au garantat că îi vor da certificatul de care au nevoie, ca calificarea cauzei penale să fie cea de care au ei nevoie ca să-i rețină pe colegii noștri și să le incrimineze faptele respective. Avem încă un trafic de influență, încă un abuz de serviciu și încă un exces de putere din partea deputatului Parlamentului Republicii Moldova. Rog Procuratura Generală să verifice toate aceste circumstanțe. Alte probe pe care o să le acumulăm noi, dacă procurorii nu vor fi capabili să le acumuleze sau organele de constatare, o să le prezentăm instanțelor vizate. Totodată, cerem
strămutarea imediată a cauzei penale din cadrul procuraturii Sângerei într-o altă jurisdicție neutră, unde Tutunarul și celelalte persoane nu au influență asupra procurorilor și a persoanelor care trebuie să instrumenteze această cauză penală. Cerem imediat eliberarea deținutului politic Tudor Balan, căruia a fost falsificată o cauză penală la comanda politicienilor din interese meschine. Totodată, solicităm comunitatea internațională, presa, să facă investigații pe acest caz, fiindcă acest caz este foarte grav. Acțiunile colegilor noștri au purtat un caracter de protest, acordând un suport medicilor, sensibilizând societatea și în aceeași ordine de idei, atrăgând atenția organelor de drept, pentru că nu iau măsuri cu cazurile care se expun. Vreau să spun societății și mass media că noi nu am mers la modul ăsta de protest în raionul Sângerei până când nu am făcut toți pașii civilizați care prevede legea pentru atragerea răspundere acestei persoane și altora. Aproximativ 10 zile în urmă, colegii mei au făcut un flash mob în fața Procuraturii Generale, unde au prezentat un panou cu mai mulți funcționari de rang înalt în diferite raioane ale țării, care au făcut abuz de funcția pe care o dețin și s-au vaccinat înaintea medicilor, pentru că ei sunt mai importanți. Am depus și un demers către Procuratura Generală, dar până a face acest protest, nimeni nu a luat nicio măsură. Țara noastră se afundă într-un tot mai mare haos, se instrumentează doar dosare la comandă împotriva politicienilor, ca și noi, dar cei care fac abuz, se pun ei înaintea oamenilor, a medicilor, nu se iau nicio măsură, pentru că o mână se spală pe alta, cu părere de rău. Țin să menționez că la această etapă, în Parlamentul Republicii Moldova, sunt minim 5 deputați care și-au vaccinat părinții care nu intră în vârsta de risc și nu intră în rândul medicilor și a altor categorii de persoane care se cataloghează drept persoane care, conform Planul Național de Imunizare, trebuie să beneficieze de vaccină. Dar aceștia au făcut acest abuz în detrimentul medicilor și a altor persoane care, cu părere de rău, mor zilnic în spitale. În încheiere, vreau să prezint o probă audio care demonstrează cât de mișelește au procedat cei de la Procuratura Sângerei și cât de bine a fost regizat și l-au mințit pe Tudor Balan, lipsându-l de dreptul la apărare și l-au chemat sub un pretext mincinos și l-au reținut mișelește, fără să-i permită ca să-i vină avocatul care are drepturile. I-au organizat și avocatul lor din oficiu numai ca să primească așa cum i-au planificat. Este strigător la cer și eu îi recomand procurorului Zaharie acestei doamne care a primit această indicație ilegală de la superiorii săi să se gândească, fiindcă va trebui să răspunzi într-o zi sau alta pentru aceste acțiuni ilegale. Vă rog, colegul meu să dă niște audio. Să auziți conversația persoanei care îl invită la procuratură pe colegul nostru și modul de abordare. Da. Dumneavoastră sunteți solicitat astăzi, vă prezentați doamna procuror Zaharie în orașul Sângerei, la Procuratura Sângerei. Da? Dacă aveți posibilitatea, la orele două, să vă prezentați. La orele două, la... Da, astăzi, da. La cine? La doamna Zaharie. Zaharie, da? Da, da, doamna la Zaharie. Nu, la procuratură. La procuratură, da? Da, da. Bine. Înțeles. Ați fiți dumneavoastră, vă n-ați fiți. Da, eu sunt în loc, la serviciu. Da, bine, dar la orele două dumneavoastră vă prezentați la domnul Zaharie, da? Da, cred că trebuie să vin cu avocatul, nu? Nu, eu vă solicit să discute cu dumneavoastră, nu cu vanderoghen sau ceva. Trebuie să discute, cred că după bază discutați, ca să vă spui toată situația, da? Am înțeles. Numai o simplă discuție, da? Da, până când vă cheamă, cred că la discuție. Eu nu vă pot spune toate circumstanțele, dar vă cheamă să discutați. Am înțeles bine. Da. Ați auzit, da? Este clar că președintele Organizației Teritoriale Pace Sângerei a fost tratat cu încălcarea tuturor drepturilor și libertăților sale, lipsit la dreptul de apărare, a fost mințit ca să fie urgent la procuratură și a spus că nu are nevoie de avocat, că doar o discuție, și l-au închis. Ați văzut că colegul nostru a rămas deschis de a se prezenta.
Țin să remarc că calificarea cauzei penale care a fost pornită în privința colegilor noștri este un abuz și este, încă o dată spun, un dosar falsificat la comandă politică. Argumentele sunt următoarea. 1. O să vedeți și din procesul verbal de reținere care este. Îi se invocă tulburarea ordinii și liniștii publice. Alte persoane vizate decât cele în imagini nu au fost afectate de acțiunea care a fost. 2. Ați văzut că colegii noștri au făcut public acest caz. 3. Însuși colegii noștri au chemat poliția la fața locului pentru constatarea acestei contravenții, dar și investigarea acestei persoane care se afla, apropo, cu mașina de serviciu luxoasă, după orele de lucru, acasă. Și tot colegii noștri au dat explicații la fața locului. Plus, în aceeași zi au fost citați încă o dată la sectorul de poliție pentru explicații suplimentare. Au arătat deschidere și s-au prezentat. Întrebarea. Care a fost motivul ca colegul nostru să fie reținut? Altceva sau alte explicații decât răfuială politică și decât concret sarcina pusă de deputatul Parlamentului Republicii Moldova, unui procuror care a ascultat docil indicații și a făcut exact cum i-a spus, nu a fost nimic la mijloc. În încheiere, fac un apel către toți membrii Partidului Politic Pace, simpatizanți, dar și cetățenii Republicii Moldova. Acțiunea pe care am făcut-o la Sângerei sau pe care au făcut-o colegii noștri la Sângerei poartă un caracter politic. Este o acțiune de protest pentru a susține medicii, pentru a sensibiliza societatea, pentru a solicita organele de drept să-și facă treaba și pentru a opri funcționarii corupți să se salveze ei înaintea oamenilor care mor cu zile. Totodată, acele declarații politice, dacă cunoașteți astfel de persoane, să le vopsiți și voi la fel, vă rog să nu le acceptați. Și a fost doar o declarație politică. Nu este necesar să procedăm în felul următor în continuare. În continuare sperăm că lecția și-au luat-o funcționarii corupți, lecția și-au luat-o organe de drept care nu au acționat de fel până acum și în această ordine de idei, în Republica Moldova va deveni la normalitate acei oameni care merită să fie vaccinați, medicii care urmează să salveze pe noi alți sute de mii, vor fi vaccinați prioritar. Vreau să prezint scurt un material video unde noi am făcut o investigație inteligentă, separată, obținând lista din mai multe instituții unde, cu mătru în Republica Moldova, a rezolvat mai multe situații și a vaccinat pe alți cu mătri, care sunt oameni de afaceri, care sunt prieteni, care sunt nănași, care sunt cu mătri, care sunt verișori, ce vrei, numai nu medici. Și ei spun cu ce vaccină s-au vaccinat și ei spun cu ce? Ce vede? Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnul Ackerman? Da, asta eu. Vă sună sora medicală de la spital. Vreau să vă întreb referitor la reacțiile după vaccin. Dumneavoastră v-ați vaccinat recent. Cum vă simțiți? Da, n-am avut reacție foarte bine. Eu sunt mulțumit că ați făcut vaccinarea, ce foarte bine. Mă bucur. Asta e important. Așteptăm a doua. Așteptăm a doua doză. Da, sigur, poate sigur. După doua doză vă simțim. N-am simțit nică. Care este ultimul loc a dumneavoastră de muncă sau actual loc de muncă unde v-ați angajat? Da. Eu sunt director firma Ackerman LM. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Și o concretizare. Cu Pfizer v-ați vaccinat, așa? Da, cu Pfizer, da. Alo? Domnul Efim, bună ziua! Bună ziua! Vă sună sora medicală de la spital. Vreau să vă întreb referitor la reacțiile după vaccin. Cum vă simțiți? Zămiceați-mă. N-ați avut reacție adversă, nu? Nicăcoi, absolut. Am absolut niciodată. Foarte bine. Care este locul dumneavoastră de muncă, actualul sau ultimul loc unde ați lucrat? Pe vode, este firma Tarero APV. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Și încă o întrebare, dumneavoastră cu Pfizer v-ați vaccinat, așa? Da. Alo. Doamna Raisa, bună ziua. Da. После вакцинации, как вы себя чувствуете? Спасибо, все хорошо. Нету никаких реакций, да?
Нет. Последнее место работы или актуальное? Оно постоянно одинаковое, магазин Акерман. Алло, да ну Георгий Боназила. Кум восемьтис дупа вакцин? Ну, foarte bine. Și în cu moment, locul dumneavoastră de muncă actual sau ultimul la care ați fost angajat? Milionar. Alo? Doamna Virica, bună ziua! Bună ziua! Vă sună sora medicală de la spitalul de Iedneț. Vreau să vă întreb, cum vă simțiți după vaccin? Bine, parcă. Nu aveți febră, amețeli, grețuri? Nu, dar trecut o bucată. Mă rog, nu, la unii e continuu, de asta și întreb. Care este locul dumneavoastră de muncă, actual, ultimul? CTAS Iedineț, Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Da. Alo, doamna Anatolie, bună ziua! Bună ziua! Vă sună sora medicală de la spitalul din Iedineț. Cum vă simțiți după vaccin? Reacție adversă aveți sau nu? Nu, nu avem nicio reacție. Locul dumneavoastră de muncă? Oficiu Iedineț, Țară Nord. Vaccinul Pfizer v-ați spus? Da. Am înțeles. Doamna Leona, bună ziua! Cum vă simțiți după vaccin? Eu nu m-am vaccinat la spital. Cred că este completat registrul de vaccinare. Alo? Da. Doamna Claudia, bună ziua! Vreau să vă întreb, cum vă simțiți după vaccin? Binișor. Nu ați avut reacții adverse? Febră, amețeli, grețuri? Da. Ați avut, da? Febră, da. 38-3, îmi pare că... Am înțeles. Și... durieri în corp, n-am putut să merg, nici la serviciu n-am ieșit a doua zi. Uh-huh. Am înțeles. Care este locul dumneavoastră de muncă actual? Primărie Iedineț. Alo? Alo? Doamna Luminița, bună ziua! Da. Vă sun sora medicală de la spitalul din Iedineț. Spuneți-vă, rog frumos, cum vă simțiți după vaccin? Tot bine. Care este locul dumneavoastră de muncă actual sau ultimul la care ați lucrat? Asistenție medicală publică. Alo, domnul Eugeniu, bună ziua! Bună ziua! Cum vă simțiți după vaccin? Parcă acum e la moment mai bine, dar o săptămână am avut o senzație așa de niște furnici, că când am orțală pe mâini și acolo... Grețuri, amețeli, n-ați avut febră? Nu. Soția a avut o leagă de febră, o leagă durere de cap a avut. Și o leagă că nici durere de cap a două zi. Dar în rest așa mare. Am înțeles. Acum vă simțiți bine, da? Parcă bine. Spuneți, vă rog frumos, dar locul dumneavoastră de muncă care este? Spuneți că nu s-a angajat. S-a sunat și băiat și soția? Sigur, da. Imediat. Nu scrie tot așa de senzație. Băiatul în general nu a avut nimic. Am înțeles. Nu mi-ai deranjat să vedem. Soție, puteți să sunați. Cristina, vreau să-ți mulțumesc pentru... Ați văzut un material, unul din materiale, multe vor urma de acum înainte din partea Partidului Pace. Pentru presă, pentru societate, pentru organe de drept. Dacă ei nu știu cum să acționeze, noi o să-i ajutăm. Ați văzut cât de mare obrăznicie. Cumetri, nănași, verișori, persoane cu care fac business, cu care împart tenderuri, cu care împart banii. Unul atât de obraznic s-a vaccinat el, soția și copilul de 18 ani. Unde este dreptatea? Noi ne angajăm foarte ferm în lupta cu corupția, cu abuzurile din partea funcționarilor de stat, care nu au limită. Și noi vom demonstra că suntem corecți, iar cei vinovați vor fi atrași la răspundere. Dacă organele de drept nu au capacitatea și nu doresc să acumuleze probe sau să meargă mai departe pentru documentarea lor, noi vom face publice de fiecare dată aceste cazuri. Și ultima, conștientizez că după această conferință de presă, unde am făcut declarații și am prezentat probe, atacurile asupra mea, a echipei Partidului Politic Pace, vor fi mai mari, mai vehemente, mai dure din partea oponenților politici, din partea structurilor și organelor de drept. Dar vreau să-i spun și să-i dezamăgesc că noi nu ne temem. Noi avem mai mult caracter și dorință de a face ordine în țară decât toate mizerile pe care ei le vor inventa despre mine și despre Partidul Politic Pace. Fiți pe fază, urmăriți-ne și noi de fiecare dată o să vă arătăm cazuri interesante. Cine și cum fură Moldova. Vă mulțumesc! Urmează să vină la tribună aici un alt vorbitor care va aduce altă informație și va pune accente pe alte situații care la fel sunt
strigătoare la cer. Este vorba de Tatiana Rotaru, vicepreședinte pe domeniul sănătate-pace. Bună ziua, sunt Tatiana Rotaru, vicepreședintele Partidului Acasă Construim Europa, responsabilă de domeniul sănătate. De profesie sunt medic cardiolog. Dragi cetățeni, astăzi comunitatea medicală din Moldova trece printr-o perioadă de grele încercări. Spitalele arhipline cu pacienți gravi, insuficiență de medicamente pentru tratamentul COVID-19, tot mai puțini lucrători medicali în câmpul muncii. Este impunător numărul lucrătorilor medicali care au pierdut lupta cu virusul în așteptarea vaccinurilor. Gestionarea pandemiei este un eșec continuu. Guvernul în demisie nu a dus tratative pentru asigurarea cu vaccin a Republicii Moldova nici cu vestul, nici cu estul. Parlamentul a votat un buget în care nu erau prevăzute surse pentru procurarea vaccinului. Însăși vaccinul a ajuns cu întârziere, dar cel mai grav este faptul că odată ajuns în Republica Moldova, a devenit un subiect de dezinformare, trafic de influență și business murdar. Mă refer aici la mult așteptatul vaccin Pfizer, care pentru mulți lucrători medicali, dar și rezidenți ai azilurilor de bătrâni și cadre didactice, erau unica opțiune la acel moment de a fi vaccinați cu mai puține riscuri probabile. Căci la acel moment, studiile din diferite țări puneau o suspiciune serioasă asupra siguranței pentru bătrâni și nu numai acelui alt vaccin disponibil în Republica Moldova. Deci Pfizer era unica speranță și unica șansă pentru miile de cadre medicale, didactice și bătrâni. Dar nu a fost să fie, căci tocmai lăcomia și indiferența persoanelor suspuse prin consiliile raionale, primării au făcut ca mult așteptatul și deficitarul vaccin să meargă nu la cadrele medicale, ci la consilierii locali și familiile acestora. Exemplu elocvent, raionul Edineț, unde Centrul Medicilor de Familie a primit doar 66 de doze de vaccin Pfizer, având 326 de lucrători. Restul dozelor au plecat spre Consiliul Raional și Primărie. Un alt exemplu elocvent, raionul Sângerei. Aici situația este și mai catastrofală. A fost demis până și medicul șef al Spitalului Raional, care refuza să cedeze presiunilor și să ofere vaccinul Pfizer membrilor Consiliului Raional și familiilor sale. Totodată, acel medic șef a fost presat să adere la platforma DA, iar din cauza refuzului a fost demis. Un exemplu elocvent de abuzuri comise este vicepreședintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru, care și-a permis să trimite amenințări lucrătorilor medicali ce au avut curajul să distribuie informația despre vaccinarea sa și a familiei. Pe acest fapt, lucrătorii medicali au depus plângere la Procuratura Generală, dar nici până azi nu au fost luate măsuri. Răbdarea și toleranța noastră a lucrătorilor medicali, dar și a societății, a ajuns la limită. Fenomenul Tutunaru nu este unicul. Ministerul Sănătății a recunoscut pentru presă că se cunoaște despre 395 de cazuri de vaccinare în afara rândului, pentru care nu au fost aplicate pedepse deocamdată. Avem suspiciuni că nici nu vor fi. Fenomenul Tutunaru trebuie stopat cât nu ne-au murit și alți lucrători medicali și cadre didactice. Vreau să subliniez că culorile partidului Acasă Construim Europa sunt alb și albastru. Alb este culoarea egalității tuturor în fața legii și în drepturi, iar albastru este culoarea independenței. Solicităm justiție corectă
și eliberarea deținutului politic Tudor Balan. Vă mulțumesc! În continuare, invit la tribună pentru alte informații la fel de importante pentru cetățenii din Republica Moldova pe prim vicepreședintele partidului Acasă Construim Europa, Denis Roșca. Stimată presă, vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. Vreau să fac o analogie pentru ca să fie mult mai clar ce înseamnă abuzul în serviciu. Vom face analogii cu incendiile. Pandemia ar fi un incendiu care acoperă toate localitățile din Republica Moldova. Acest incendiu a luat viața la peste 5200 de persoane până în ziua de azi. Acest incendiu nu are destul de multă apă, pentru că nu a fost bugetat, pentru a salva viețile oamenilor. În aceste condiții, funcționarii de tipul tutunaru vin la spitale și spun: voi, apa o opriți din stingerea incendiilor și dați-mi mie că am nevoie în bazin. Deci, guvernul nu are destui bani pentru a salva viețile. Facem apel permanent la partenerii de dezvoltare pentru ca să ne ajute cu apă și vine un tutunaru care spune: eu am nevoie de apă în bazin și pe ăștia dacă moară o să uităm. Din aceste motive, cerem o justiție corectă și eliberarea deținutului politic Tudor Balan. Fenomenul tutunarul trebuie să ajungă la urechile fiecărui cetățean din Republica Moldova. Noi trebuie să înțelegem odată că toate aceste abuzuri, toate aceste fără de legi și acțiuni mișelești împotriva națiunii, împotriva Republicii Moldova, trebuie stopate. Următorul vorbitor este Nadejda Tatarciuc, secretar general al partidului Acasă Construim Europa. Bună ziua, stimați cetățeni! Bună ziua, stimată presă! În fiecare zi, statisticele legate de pandemia de COVID-19 arată tot mai sumbru. Medicii sunt sufocați, oamenii mor cu zecile și probabil doare, dar trebuie să recunoaștem. Republica Moldova este departe de țările europene. Departe de liderii mondiali care nu fug după un vaccin anticovid. Mulțumim enorm țărilor care ne ajută, dar am să fac o paranteză aici. Am să vorbesc în calitate de fiica unor părinți de vârsta a treia, în calitate de mamă, de soție și, sincer, mă ia groaza când văd ceea ce se întâmplă. Și îmi dau foarte bine seama că o să murim nu doar de infecția COVID, dar și de felul nostru de a fi. Nu îmi pasă ce e cu vecinul, important eu să fiu bine. Eu și voi cu toții am văzut reportajele din secțiile de reanimare, oamenii intubați și, sincer, te ia groaza când te uiți la astfel de cadre. Și știind că jumătate din populație nu poate fi vaccinată la timp sau ar putea să moară din cauza că nu au vaccin, cum funcționarii își administrează această vaccină și nu se gândesc că ar fi putut salva viața unui părinte. Gestul nostru a șocat, vă înțeleg, dar noi suntem prinși într-o pandemie mondială și suntem la coadă cu administrarea vaccinului. Acum, mai mult ca niciodată, nu avem voie omenește să ne folosim de funcțiile pe care le avem, dar din contra, să dăm dovadă de gesturi umane. Să așteptăm când vom putea beneficia de acest vaccin, nu așa cum fac funcționarii noștri. Am fost condamnați și blamați. Colegul nostru a fost reținut ilegal pentru că și-a arătat nemulțumirea față de un cetățean care a făcut abuz de funcția pe care o are în scopuri personale. Nu trăim în triburi ca să aruncăm suliți și să scape cine poate. Statul e la pământ la toate capitolele. Economie, educație, sănătate. Dar am o întrebare. A mai rămas ceva omenesc noi? Poate putem lăsa orgoliile la o parte de funcționari cu relații și să ne comportăm ca într-o societate civilizată. Mesajul meu este următorul. Dați dovadă că vă pasă de medicii noștri și nu folosiți ultima șansă de viața unui om în scopuri personale. Vă mulțumesc!
Vă mulțumim foarte mult. Dacă sunt întrebări, așteptăm cu mare drag să veniți cu ele. Da. Am câteva întrebări pentru domnul Capcaliuc, ca președinte al partidului. Domnule Capcaliuc, ați spus că pentru faptele comise, colegii dumneavoastră meritau mai mult... Cel mult, o contravenție. O contravenție. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, sunteți fost polițist, fost șef adjunct al ICP. Aceste fapte nu pot fi calificate ca huliganism, totuși. Potrivit colegilor domnului Tutunaru, acesta ar avea arsuri grave și riscă să-și piardă vederea. Am explicat în cadrul conferinței de presă. Este o speculație. Și pentru că nu și-au atins dar scopul... Vezi că eu v-am arătat probe că dosarul este falsificat. Dumneavoastră, nu vă este clar că ei falsifică dosarul și au încercat să falsifice și expertiza la ochi. Medicii de raion n-au mers la asta și deputatul a făcut abuz încă o dată de statutul său și l-a mutat într-un alt spital, unde s-a înțeles cu medicii. Eu sper foarte mult și fac un apel către toți medicii din Republica Moldova. Indiferent unde va fi adus tutunarul de cu metru ca să-i hotărească întrebarea și să-i dea un certificat că are arsuri, vă rog să fiți obiectivi. Nimic mai mult. Doar obiectivi. De ce vă chem să fiți obiectivi? Fiindcă noi am protestat pentru voi. Pe noi ne doare că voi muriți cu zile și nu puteți salva alți oameni. Dar alții, ca tutunaru, se vaccinează ei și cu metrii lor. De ce vă rog și vă chem să fiți obiectivi. Și toți trebuie să fie conștienți că dacă vor da o decizie ilegală, noi o să o contestăm, o să cerem expertiză într-o altă jurisdicție, inclusiv într-o jurisdicție internațională. Și vom demonstra că ați falsificat această expertiză. Niște postări pe Facebook pot fi considerate dovezi concludente într-un asemenea caz? Eu sunt jurist și sunt o persoană care am o experiență bogată în tot ce înseamnă organele de drept. Este o persoană publică care este deputată în Parlamentul Republicii Moldova, care a făcut o afirmație și ca la carte după aceasta s-a pornit mecanismul și a fost pornită o cauză penală și a fost reținut un om după 30 de minute de la declarația ei. Spuneți-mi, vă rog frumos, postarea pe Facebook aparține unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova, care este o pagină oficială. Este o probă sau nu? Da, este o probă. Fiindcă de la ele se autosesează jurnaliștii, organele de drept, se pornesc cauze penale și se atrag la răspundere persoane. Am contrapus această postare cu document oficial din procuratură. Noi o să vă le mânăm la finele conferinței, ca să le aveți și dumneavoastră, dacă doamna deputat nu cumva va decide repede să o șteargă sau să o modifice, ca să o aveți în original așa cum a fost postată. Este o probă directă și este bănuiala rezonabilă prin care solicit încă o dată Procuraturii Generale să autosizeze, să pornească cauză penală, să meargă în Parlament, să ridice imunitatea și să o tragă la răspundere. Noi ne aflăm în secolul 21 și vreau să vă întreb părerea dumneavoastră. Oare nu se poate de protestat în alte feluri mai pașnice? Oare în așa mod am ajuns să protestăm ca să stropim oamenii cu tot felul de soluții în față, în cap? A fost un manifest pe care l-a efectuat colegul nostru, care a ajuns să fie deținut politic. Este un manifest atunci când vezi că organe de drept și alte organe se spală o mână pe alta și nu fac dreptate, nu sunt de partea oamenilor simple, dar sunt de partea lui Cumătru, care are o funcție înaltă în stat, și colegul nostru și-a manifestat această nemulțumire și acest protest politic în privința unei persoane care a făcut abuz. Noi îl vom apăra, vom fi cu el până la capăt și vom demonstra nevinovăția lui și că faptul pornirii unei cauze penale este o chestie abuzivă, lipsită de logică, de conținut și tot ce înseamnă substratul de componență de infracțiune. Cel mult ce poate fi incriminat este o contravenție. Dumneavoastră, iarăși fac referire că sunteți fost polițist. Vreau să ne spuneți ce riscă persoanele care instigă la astfel de acțiuni. Pentru că știm că sunt niște pedepse pentru astfel de persoane. O să-l întrebați pe șeful lui Arina Spataru de câte ori a instigat oamenii la diferite acțiuni violente și s-au produs. Eu vreau să fac un apel încă o dată către cetățenii Republicii Moldova, către simpatizanții și membrii Partidului Politic Pace. Vă rog
să respectați legea. Vă rog să calificați aceste acțiuni și vociferări de mesaje ca o afirmație politică și vă rog, dacă aveți informații despre cei care au procedat ca tutunară, să le transmiteți noi. Dar noi o să-i documentăm și vom ajuta organele de drept să fie trași la răspundere. Dar și vom monitoriza cum își vor face lucru organele de drept. Noi am declarat război funcționarilor, birocrați, corupți, care îl au pe cumătru sau pe ei mai prioritar decât cetățenii Republicii Moldova. Întrebarea mea era ce pedeapsă riscă persoanele care instigă la astfel de acțiuni și aici mă refer anume la declarațiile dumneavoastră care au fost făcute ieri. Nu ieri, l-altă ieri. Și la început și la finele declarațiile mele, eu am spus că este o declarație politică. În aceeași ordine de și acum, chem oamenii la cal, la respectarea legislației și să ne informeze pe noi despre ilegalitățile pe care le fac funcționarii. Dar noi vom lua măsuri. Mai sunt întrebări? Mulțumesc! O zi bună vă doresc și vă mulțumim pentru prezență. Rog colegii să prezentați materialele jurnaliștilor ca să aibă ca probă. O zi bună vă doresc!